Salutare, salutare și prin poveste foarte paranormală. Poate nu o să vină să credeți, dar în acest moment trăim unul dintre fenomenele foarte rare ce se pot petrece în România. Avem o propagare lângă o depolarizare. Unul dintre fenomenele ce se petrec foarte des în zonele sudice ale Greciei, dar și puțin prin China, Japonia, dar uitați că și noi românii avem parte de el. Acum auziți semnalul de la radio Schlager Ruse, chiar în acest moment 95 MHz, un semnal care este adus de propagare prin culoarul sudic. Acum mergem la polul opus, la radio Târgu Mureș, în partea nordică, pe culoar nordic. Auziți retransmisia de la Radio România Actualități. Deci mergem înapoi la Radio Schlager Ruse. Semnale ce sunt aduse de propagare prin culoarul nord-sud, care în acest moment se află deasupra Bucureștiului. Acum mergem la fenomenul paranormal, adică depolarizarea verticală care se află pe sud-est. Spun de polarizare verticală, această stație este mușcată des, acum are 2,6 nivele, adineaori avea 2,5 nivele, deci uitați-vă cum mușcă de polarizarea din ea. Stabilitatea la această frecvență este foarte, foarte redusă, pentru că tot timpul valorile se modifică, începe și balans, am observat, uitați, în acest moment este 2,5 nivele, a scăzut acum. Deci observă scăderea cum este chiar prinsă în direct. Gata, 2,4 în acest moment. 2,3, 2,3, 2,3, 2,2, gata, balans. În acest moment 2,4, 2,5, 2,4 și așa mai departe. Deci în acest moment depolarizarea pe sud-est de România este foarte, foarte ridicată. Ca să ne convingem, mergem la celelalte stații. Uitați-vă și la minisat, acum este 2,4. Aceasta este în balans, din nou are stabilitate. Bun, și acum vreau să vă arăt stația de pe culoarul nord-vest, România Cultural de pe Cozia. Care este în propagare, a urcat de la 2,5 la 2,7, a fost și 3 nivele. Observ în acest moment că propagarea începe să scadă, deci începe și aici depolarea, dar depolarizarea va fi pe orizontală, nu va fi verticală, cum am observat la celelalte din culoarul de sud-est. Deci în acest moment vreau să vă spun că trăim una dintre cele mai tari senzații pe un culoar, jumate este în depolarizare, jumate este în propagare. Mai ales la fel și cu această senzație, rusele este în propagare. Ca să ne convingem, mergem și la orizont. Vedeți orizontul? Da? Mergem și la Darica în acest moment, o secundă. Da?
Deci 3,4,5. Și semnalele radio, vreau să vă spun că în această dimineață țin să spună foarte, foarte multe chestii. Mai ales semnalul că are și o depolarizare, avem și o propagare, adică, nu știu cum să vă spun, un fenomen foarte rar întâlnit, pe un culoar să existe jumate în depolarizare, jumate în propagare. Eu vă salut și vă spun o dimineață plăcută în continuare.